Această emisiune vă este oferită de compania Erbașu. Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la Strategie în alb și negru, emisiunea care aduce șahul mai aproape de casele dumneavoastră. Sunt Delia Duca Iliescu și vă invit să vedem pentru început care sunt noutățile. Polonezul Jan Krzysztof Duda tocmai ce a câștigat Cupa Mondială, după ce l-a învins pe Magnus Carlsen chiar cu piesele negre în semifinală, iar apoi a câștigat și meciul cu Sergei Karjakin din finală. Ambii finaliști s-au calificat la turneul candidaților de anul viitor. Între timp, Cupa Mondială Feminină a fost câștigată de rusoaica Alexandra Kosteniuk. La competiția de tip turneu eliminatoriu ce a avut loc în Rusia în perioada 12 iulie 3 august, au luat parte 103 jucătoare, printre care și Irina Bulmaga, ajunsă până în turul 2. A fost primul an în care a avut loc această versiune a Cupei Mondiale la feminin. Primele trei clasate s-au calificat la turneul candidatelor de anul viitor. Câștigătoarea de acolo va fi desemnată să joace meciul pentru titlul mondial la feminin cu actuala campioană mondială, chinezoica Hu Wenjun, în vârstă de 28 de ani. La noi în țară au loc turnee importante în această perioadă. Tocmai ce s-a jucat ultima rundă din cadrul Festivalului Internațional de Șah de la Arad, desfășurat în perioada 30 iulie 6 august, iar săptămâna viitoare va avea loc Festivalul Internațional de Șah Satu Mare, la care iau parte în fiecare an sute de șahiști. Le urăm succes tuturor participanților! Luni, 8 august, va începe la Iași campionatul european feminin. La această importantă competiție găzduită anul acesta de țara noastră sunt înscrise 119 sportive din 29 de țări, cele mai multe dintre ele fiind maestre sau mari maestre internaționale. Primele trei jucătoare de pe lista de start reprezintă Georgia, șahista numărul 1 din listă deținând un scor ELO de aproape 2500, mai exact 2491. Printre cele 16 reprezentante ale României se află marea maestră Irina Bulmaga, cotată pe poziția a 8-a în lista de start, cu un scor ELO de 2440, dar și tânăra maestră Alessia Ciolacu, actuala campioană națională a României. Vom afla mai multe detalii despre organizarea campionatului de la invitatul nostru de astăzi, Ion Șerban Dobrănăuțeanu, candidat la funcția de președinte al Federației Române de Șah. Data trecută, invitatul nostru, Gheorghe Isabov, v-a propus această diagramă. V-a propus să găsiți cea mai bună mutare a albului, pe care de altfel a și jucat-o în această partidă. Și mulți dintre dumneavoastră ați și găsit mutarea turn iala E5. Un sacrificiu de turn, chiar dacă albul avea o calitate, era pentru doi pioni. Iar acum negru nu ar fi putut să captureze cu nebunul, pentru că ar fi urmat mat forțat după nebun G7. Și fie cu dama în H4, fie la capturarea cu regele am fi avut cu turnul mat, practic este mat imparabil. Așadar, negrul probabil a văzut că nu poate să captureze cu calul și a ales cu nebunul și a ales să captureze turnul albului cu propriul pion. Așadar, în partidă s-a jucat D la E5. Și în acest moment a urmat spectaculos nebun F7. Spectaculos pentru că intenția albului nu era să captureze acel turn, să-și recupereze turnul, ci din contră, intenția era de atac. Negrul și-a apărat pionul din G6, jucând nebun F5. Iar acum, după nebun F5, albul ar fi putut să captureze acel turn, dar poziția nu era clar câștigată pentru alb. În schimb, a găsit mutarea cea mai bună, spectaculoasă, un nou sacrificiu de turn, cu ajutorul căruia albul este câștigat clar. S-a și jucat această mutare în partidă, turn la F5. Negrul a mai capturat acel turn, deși era deja evident că urmează nebun G7. Iar acum, dacă
încearcă să joace rege H7, este, bineînțeles, mat. Iar dacă încearcă să captureze, avem dama H4, urmat, bineînțeles, după nebun H6, urmează dama la H6 cu mat. Un final de partidă spectaculos, în care Gergeri a reușit să-și folosească toate piesele de pe tablă, după cum se poate observa, toate piesele grele, pentru a ataca regele advers. Dacă data trecută am vorbit despre Serghei Kariakin, astăzi la Șahul de Poveste vorbim despre polonezul Jan Krzysztof Duda, câștigătorul Cupei Mondiale de anul acesta, clasare obținută după ce l-a învins chiar pe Serghei Kariakin în meciul încheiat joi. Duda s-a născut în 26 aprilie 1998 în Polonia. La 10 ani era deja maestru FIDE, iar la doar 15 ani a reușit să obțină titlul de mare maestru internațional. A devenit campion național al Poloniei în anul 2018. Polonezul deține în acest moment un scor ELO de 2738, fiind al 18-lea în clasamentul mondial, deocamdată, pentru că tocmai ce s-a calificat la turneul candidaților, unde va lupta pentru șansa de a juca meciul pentru titlul mondial. Doamnelor, domnilor, a venit momentul să discutăm cu invitatul nostru de astăzi. Este vorba despre Ion Șerban Dobronăuțeanu, membru în bordul Federației Europene de Șah și actualul director tehnic al Federației Române de Șah. Printre altele, și candidat la funcția de președinte al Federației Române de Șah. Provine dintr-o familie de șahiști, astfel a crescut înconjurat de cărți și reviste de șah. A contribuit la primirea de către țara noastră a ocaziei de a găzdui mai multe campionate mondiale și europene, de junior, senior, școlare, dar și pentru veterani, printre care și recentul campionat mondial de veterani desfășurat în București și, bineînțeles, campionatul european feminin ce are loc zilele acestea în Iași. Evenimente ce au avut și au încă un impact deosebit pentru șahul românesc. A organizat cu ani în urmă atât meciul dintre Andrei Strățescu și Anatoli Karpov din 2005, cât și meciul demonstrativ din anul 2006 dintre Dieter Nisipeanu, la acea dată campion european, și Veselin Topalov, campionul mondial de atunci. Domnule Dobronăuțeanu, bine ați venit în platoul emisiunii Strategia în alb și negru și vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc frumos pentru invitație. Bună ziua! V-aș întreba de la bun început cum de ați luat această decizie de a candida la funcția de președinte al Federației Române de Șah. Știm cu toții istoricul dumneavoastră, faptul că sunteți de 10 ani în bordul ECU, dar cum a venit această decizie de a fi chiar președintele Federației Române? Da. Federația Română de Șah are o istorie foarte frumoasă. În câțiva ani ne pregătim să aniversăm centenarul Federației Române de Șah. Exact. Și e un lucru cu o însemnătate deosebită. Da. Și este o, sigur, este o asociere a cluburilor Federației Române de Șah. Aceasta este tradiția, aceasta este istoria cu care noi ne mândrim. Și implicarea mea în această campanie și pentru a obține postul de președinte al Federației Române de Șah este pentru a menține această tradiție, faptul că federația trebuie să rămână a tuturor cluburilor, nu doar a unor cluburi sau a unui sponsor, ci să reprezinte interesele, să sprijine șahul în toate structurile, la toate nivelurile de activitate. Știu că v-ați implicat în foarte multe turnee ce au fost organizate în România și de aici veți pleca direct la Iași, nu? Unde va avea loc o mare competiție, campionatul european feminin, ce se desfășoară în Iași. Ce ne puteți spune despre organizarea acestui turneu, în ce fel v-ați implicat și dacă ne puteți da niște detalii din culise? Da, e o competiție de vârf. Ne bucură faptul că, încă o dată, România este pe harta șahului internațional și, cel puțin la nivel european, se reiau concursurile majore, campionatele oficiale importante, cu acest campionat din România. Este extrem de dificil de a obține găzduirea unui asemenea campionat internațional. La fel, este extrem de dificil de a organiza. Și pentru aceasta este o echipă cu experiență, multe persoane implicate. Ei fac posibilă această desfășurare a campionatului. Desigur, există o concurență și la nivel internațional de a găzdui competiții, dar prin prezența mea, prin, și încă o dată revin la istoria, la frumoasa tradiție a șahului românesc și acum mă gândesc la regretata doamna Polihroniade, avem un cuvânt de spus și putem să, astfel să aducem concursuri importante în România.
Ne bucurăm că are loc acest turneu. Mulți chiar s-au îndoit că va avea loc din cauza pandemiei, din pricina condițiilor actuale. Știu că anul trecut, de exemplu, campionatul național de junior nu a putut să aibă loc la timp din această cauză, dar bănuiesc că s-au luat toate măsurile necesare din acest punct de vedere. Da, și cred că avem noroc de această fereastră de oportunitate din timpul verii, când, apropo de trendul, să spunem, pandemiei la nivel european, și avem 29 de federații, deci fiecare sunt cu grijile lor cum ar putea să ajungă. Nu toți au reușit să vaccineze dintre participanți, dar lucrurile arată bine și duminică vom fi pe ultimii metri pentru startul campionatului. Vor fi testări la fața locului anti-COVID. Sperăm să nu avem surprize neplăcute și suntem pregătiți, zic eu, să derulăm acest campionat în cele mai bune condiții. Mă bucur și tot la Iași vor avea loc weekendul viitor alegerile pentru funcția la care candidați. Dacă veți fi ales președinte al Federației Române de Șah, cum intenționați să ajutați antrenorii, organizatorii de turnee și președinții de cluburi din România? Da, într-adevăr, este, desigur, e o federație, cum spuneam, cu activitate deosebită, care a cunoscut o dezvoltare foarte frumoasă în ultimii ani. Desigur, putem lua ca referință anul 2019, pentru că ulterior pandemia, știm foarte bine, a afectat toată societatea și tot globul. Trebuie cumva să reluăm activitățile de promovare, de încurajare a concursurilor, a organizatorilor, de atragerea micuților către șah. Șahul are o imagine pozitivă, foarte bună în publicul larg. Știu eu, autoritățile, municipalitățile din țară sunt interesate să colaboreze cu federația. Și în această perioadă am avut marea bucurie, această perioadă, să spunem, electorală, de a mă întâlni cu foști colegi, cu prieteni vei, cu care, știu eu, am jucat acum mai multe decenii în urmă, sau să mă întâlnesc cu entuziaștii ai șahului, care au niște rezultate deosebite la nivel local, regional, de a găsi copii, de a atrage spre șah. Deci este o activitate deosebită, un volum mare de muncă, dar încă o dată sunt multe persoane implicate și vor fi multe persoane implicate, sigur, și care au mulți ani de zile de activitate și cunosc foarte bine lumea șahului românesc. Și vom, cu timp și cu dedicare, ne vom apleca și vom încerca să susținem pe toate palierele această nobilă activitate. Și printre altele, bănuiesc că veți continua și acțiunile pe care le-ați desfășurat deja pentru introducerea șahului în școli. Am văzut că există deja acele manuale de șah. Da, așa este. Deci de ani de zile e o preocupare și la nivel internațional, Federația Mondială, Federația Europeană, dar și Federația Română și de șah, și aici chiar putem nominaliza cei mai buni șahiști din și din lume și din România s-au implicat, deci ei simt această nevoie de a se adresa copiilor și de a le îmbunătăți, să spunem, de a contribui la îmbunătățirea educației copiilor de vârste mici. Și federația noastră a avut o activitate foarte bună. Președintele Sorin Iacoban, prin expertiza și prin cunoașterea foarte bună a domeniului acesta al educației, a avut o contribuție foarte bună în ultimii ani. După o perioadă în care s-a discutat un nou protocol de colaborare cu Ministerul Educației, acesta este pe ultimii metri și putem să-l semnăm, care va însemna foarte multe în privința posibilităților federației de a contribui la introducerea șahului în sistemul de învățământ și să sprijine micuții în această frumoasă activitate. Știu că o mare problemă acolo este faptul că nu sunt suficienți șahiști care să predea șah în școli. Probabil că se poate face ceva și în această zonă, să atragem și pe cei care pot să predea șah. Da, aici este într-adevăr o discuție și dat fiind anvergura atât de mare în întreg teritoriu, în sute mii de școli potențiale în care se poate face această activitate, dar ca primă prioritate noi considerăm sunt cadrele didactice și am avut în ultimii ani tot așa ocazia să perfecționăm cadrele didactice prin intermediul
caselor corpului didactic. Circa 2000-2500 de cadre didactice au urmat cursuri prin intermediul caselor corpului didactic. Ei sunt specialiști de a preda, nu trebuie să aibă un nivel prea ridicat în ceea ce privește șahul. Desigur, ne interesează și practicanții șahului, deci entuziaștii șahului. Știi cumva de preferat, dar este o oportunitate să învățăm șah pe cei care deja predau în școli, dar ar fi și mai bine dacă am reușit să aducem și câțiva dintre cei care sunt cu adevărat pasionați de șah, să-i convingem să și predea în clasele. Sigur că da, și aici pot fi soluții încât... Poate cu intervenția Federației Române de Șah. Sigur, da. Trebuie în completare, deci noi considerăm că baza acestei activități trebuie asigurată de cadre didactice și în completare sunt multe situații când și șahiștii sunt cadre didactice sau au urmat cursuri de psihopedagogie să poată preda în unități de învățământ și avem în vedere chiar de la grădinițe începând. Ar fi minunat! Vă mulțumesc pentru toată această discuție și dacă mai aveți și un mesaj pentru telespectatorii emisiunii Strategia Alb și Negru. Da, o chestiune interesantă, sigur, ar fi multe de comunicat, dar o chestiune, gândindu-mă acum la istoria și tradiția șahului în țara noastră, avem un coleg care are o muncă deosebită și probabil că e la nivel unic pe plan mondial. Toată istoria documentată a șahului românesc, deci și de la înființarea Federației până în prezent, dar și anterior, este pusă la dispoziție, este un site stere.ro. Da, l-am urmărit. Poate fi orice publicație, revistă, istoria șahului pe teritoriul României, pentru că inclusiv cum s-a apărut șahul ca activitate pe teritoriul provinciilor românești, este diferit, a fost o realitate istorică și atunci avem încă de la 1800 tot felul de reviste, publicații, documente puse pe acest site pe care îi invit pe telespectatorii dumneavoastră și dacă ați mai făcut referire la acest site, este cu totul deosebit și o să aibă o surpriză foarte plăcută să vadă ce înseamnă șahul de-a lungul vremii și rolul său, să spunem, social. Da, chiar pe acest site am găsit mai multe informații despre Mihail Sadoveanu, care a fost primul președinte al Federației Române de Șah. Vă invit să rămâneți alături de noi, domnule Dobrunăuțeanu, să le propuneți și o diagramă telespectatorilor noștri, iar până atunci, doamnelor și domnilor, urmează cugetarea regelui. Șahul conține în sine o plăcere unică cu o satisfacție pură ce poate fi asociată unei statui fin cizelate sau unei poezii sublime. Așadar, diagrama propusă, doamnelor și domnilor, domnule Dobrunăuțeanu, cu ce îi provocați pe telespectatorii noștri? O poziție foarte interesantă, spectaculoasă, savuroasă, aș putea spune, survenită la ultima ediție a Cupei Mondiale, care s-a încheiat chiar acum o zi la Sochi în Rusia. Deci, între doi jucători de nivel foarte mare, au participat cei mai buni jucători din lume și această poziție care a survenit la una dintre partide, albul, sigur, se vede că are o inițiativă, atacă regele negru și poate da mat în trei mutări. Așadar, albul mută și dă mat în trei mutări. Îi invităm pe telespectatorii noștri să ne trimită soluția la această diagramă. Vă mulțumim pentru propunere, vă urez mult succes la alegerile de duminică și vă mai aștept cu altă ocazie cu mare drag în această emisiune. Cu mare plăcere, mulțumesc și încă o dată. Doamnelor, domnilor, vă invit să ne trimiteți așadar răspunsurile dumneavoastră la diagrama propusă de Ion Șerban Dobrunăuțeanu pe adresa de e-mail shah@realitatea.net. Așa cum ați văzut, cei mai fideli telespectatori primesc câte o tablă de studiu individual al șahului Magne 2D. Suntem cu ochii pe e-mail, doamnelor și domnilor. Ediția de astăzi a ajuns la final, dar vă dau întâlnire și sâmbăta viitoare de la 10:30, când vă aștept cu un alt invitat cu noi diagrame și povestiri din lumea șahului. Iar până atunci, nu uitați de gimnastica minții. Emisiune oferită de compania Erbașul.